La turneu au venit 120 de sportivi din sudul țării. Au participat la mai multe categorii, avansați, hobby, open și elite. Astăzi este un eveniment deosebit de important în tenisul de masă din Craiova, eveniment care n-a mai avut loc de foarte mult timp. Este primul turneu intitulat Cupa Băniei, turneu cu reprezentare regională, de sunt jucători din toată zona sudului, Târgu Jiu, Craiova, bineînțeles, București, Brașov, Pitești, deci din toate zonele de aici. Un turneu care îl doriți repetat an de an? Asta este intenția noastră, practic face parte din circuitul amator. Circuitul amator este un circuit al jucătorilor amatori de tenis de masă, sunt vreo 5.000 de jucători în toată țara. Chiar astăzi au loc turnee și în Transilvania, și în Moldova, și în Constanța, în jur. Și îl dorim și aici așa să se perpetueze. Amator, dar e totuși ceva organizat, se dorește a face performanță, înțeleg. Da, pentru că la ora actuală suntem organizați pe categorii valorice, sunt 4 categorii. Bănia, acum 40 de ani, era fruntea țării la tenis de masă. Mi-amintesc că se juca finala campionatului național, juca Universitatea Craiova 1 cu Universitatea Craiova 2 și cred că mai aveam vreo două echipe dacă voiam. A fost o pepinieră uluitoare la Craiova, mari jucători, mari antrenori au plecat de aici și sigur că era, a fost Virgil Bălan și Mihai Bobocică, cei doi mari antrenori, care după 90, sigur, n-au putut să îi păstreze pe marii noștri jucători, care au plecat în Franța, Italia, dar ne-au făcut cinste pe unde s-au dus. Mihai Bobocică junior este campion național al Italiei de vreo 7 ani, nu-l bate nimeni. Deci ne-am mândrit la Craiova cu tenisul de masă și eu am jucat până în clasa 8-a de performanță tot la Universitatea Craiova, la Virgil Bălan, și am rămas cu dragoste de tenis de masă, joc și acum. Și am zis la Craiova să facem un, să reamintim că în Craiova s-a jucat tenis de masă. Acest turneu este în cadrul amatorului, asta este o asociație a jucătorilor de tenis de masă amatori. Noi îi primim și pe copii, mai ales că nu plătesc taxă, cei care vin la campionatul nostru, vin ca să aibă sparing parteneri mai bunicei, să prindă experiență, dar nu e dedicat copiilor. Foști mari campioni ai Craiovei au venit să vadă nivelul de performanță al participanților. Printre ei au fost și frații Firănescu. Sunt plăcut impresionat că încă există pasiune pentru sportul ăsta. Bine, eu l-am practicat acum foarte mulți ani. Ce înseamnă pentru asta? Păi, ce să însemne? Însemne, în primul rând, o rampă de lansare. Noi eram amatori. Dar am făcut sportul ăsta ca niște profesioniști, sigur, pe, aproape pe banii noștri, niciodată n-am avut impresia că o să trăim din sport și l-am făcut cu pasiune. Am ajuns până în echipa națională, am fost campion național, am fost la 3 campionate mondiale reprezentând România, 3 campionate europene, dar în 78, de 44 de ani de atunci, da, a trebuit să aleg între sportul de performanță și facultate. Până la urmă, asta e. Eram în facultate grea, la Politehnică, nu mergea să lipsesc foarte mult și am ales calea asta. Eu sunt mai cu un an mai mic decât fratele meu și am jucat mulți ani în urmă tenis de masă. Ce sunt reprezinte? A fost o posibilitate de a ne afirma într-un sport, că nouă, la amândoi ne-a plăcut sportul. A fost o pasiune, o reală pasiune pentru noi. Faptul că sunteți frați a dus la a juca foarte mult. Antrenamentele le făceați împreună? Bineînțeles că antrenamentele le făceam împreună, dar împreună la dublu am jucat foarte puțin. Fiecare a avut pe altcineva. Da. Și el a fost mult mai bun ca mine. Cu toții au jucat pe suprafețe profesioniste de joc la 14 mese puse la dispoziție de organizatori. Cei mai buni sportivi au fost recompensați cu diplome și cupe.